Salut, sunt Radu Simionescu și sunt consilier local și președintele Consiliului Consultativ pe probleme de tineret din Mâlgiriu Ploiești. După 5 ani reușim să facem o aplicație care să fie câștigătoare și astfel să avem titlul de Ploiești Cartea Tineretului din România în 2024. Ce înseamnă asta? Înseamnă o perioadă de evenimente. Înseamnă că ne-am asumat, atât ca municipalitate, cât și ca sector non-guvernamental, să organizăm sub egida capitalei 366 de evenimente minim, pentru tineri și despre tineri. Înseamnă că ne-am asumat să avem un semi-maraton al Ploieștiului de 24 de kilometri, să plantăm minim 2024 de arbuști pentru a crea o barieră forestieră în jurul Ploieștiului și, în ultimul rând, să construim evenimente naționale de anvergură și care să aibă un viitor.